Bună seara, dragi prieteni! Cartea de căpătâi a tuturor oamenilor de pe această planetă este Biblia, cartea cărților, cum se mai spune. În documentarul Biblia dezgropată, lansat de History Channel, profesorul Richard Friedman, specialist în materie de Biblie ebraică, afirmă că Biblia nu este o carte, ci un conglomerat de cărți. O întreagă bibliotecă, având între 100 și 150 de autori, scrisă de-a lungul unui mileniu. Această carte a cărților conține evenimente și personaje. Conține fapte și ani. În această seară vom discuta despre istoria din Biblie, alături de invitații mei, și anume domnul Mircea Ignat, conferențiar universitar doctor, profesor în istorie antică. Bună seara și bine ați venit, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Cu plăcere. Și domnul profesor Sorin Golda, președintele Comunității Evreilor din Suceava. Bună seara și mulțumesc bună că ați acceptat invitația mea. Bună seara și telespectatorilor, cu toată plăcerea, alături de dumneavoastră. Domnilor invitați, de mult m-am gândit la această temă. De ce? Pentru că această carte a cărților, cartea de căpătâi, am putea spune, a celor într-o credință, ne dezvăluie și ne îndrumă pașii zi de zi. Este ca un îndemn al nostru, este un crez pentru noi și ne ajută să fim buni, ne ajută să înțelegem pe cei de lângă noi și să iubim pe cei de lângă noi. Biblia, care este segmentată în două mari capitole, Vechiul Testament și Noul Testament, este un conglomerat, după cum spunea și Richard Friedman, de multe, multe alte cărți. Noi ceea ce citim, ceea ce avem pe noptieră de regulă, așa și citim, este o Biblie pentru credincios, la îndemâna lui. M-am gândit ca în acest prim episod să discutăm despre Vechiul Testament, despre istoria din Vechiul Testament, istoria din Biblie. Și pentru început, ca să încălzim atmosfera, aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Biblia este scrisă de autori. Nu îi enumerăm, sunt extrem de mulți, foarte mulți. În ea se regăsesc personaje, se regăsesc evenimente, se regăsesc diverse acte. Există izvoare, există datări, există dovezi, există anumite, să zicem, mărturii vis-a-vis de evenimentele și personajele principale, să spunem, din Biblie. Și aș dori pe domnul profesor Mircea Ignat să dea un răspuns. Întâi aș dori termenii. Termenii. Așa. Testament. Are sensul de lege. Deci, vechea lege, Noul Testament, noua lege pentru creștini. Deci, Vechiul Testament reprezintă efortul intelectual a zeci de generații care au căutat să-și descopere istoria cu un scop bine definit, de a da poporului evreu o cale de a cunoaște. De a cunoaște ce? Relația lui cu divinitatea. Ceea ce este interesant este că Biblia are enorm de multe pagini istorice. Dar este o istorie de alt gen. Este istoria dialogului între popor și divinitate. Poporul poate greși și atunci divinitatea îl corijează mereu, mereu. Și este ceea ce se cheamă un contract între divinitate și poporul ales.
Și acest lucru începe cu primul mare personaj al Bibliei, și anume Patriarhul Avraam, despre care Biblia relatează foarte concis că el provine din țara Senear, de fapt Sumerul care era atunci, din orașul Ur. Și la îndemnul divinității îl părăsește Urul și se urcă pe Eufrată în sus și ajunge către pământul făgăduinței, acel Canaan numit. Este primul personaj remarcabil care încheie, să spunem, ori mai degrabă este supus unui contract cu divinitatea. Este primul pas. Este primul care contribuie la geneza evreilor. Evident, urmează și alți patriarhi și trebuie să spunem că în această istorie relatată de Biblie se observă trei, să spunem, locuri din care ar fi ieșit evrei. Unu, cel amintit mai sus, Avraam părăsește Sumerul îndreptându-se către nord, către țărmurile mediterane. Al doilea, o să vorbim mai târziu, cred că venirea din Egipt. Și al treilea, care este foarte bine surprins, venirea din deșert a evreilor și ocuparea țării făgăduinței. Deci avem aceste variante și Biblia le menționează foarte, foarte corect, fără să exagereze una sau alta din variantele acestea ale venirii în Țara Sfântă. Trebuie să mai spunem ceva foarte interesant, și anume istoria cea cunoscută arată un lucru, și cercetările, mai cu seamă cercetările arheologice, dovedesc că în jur de 1200 evreii sunt prezenți în Țara Făgăduinței. 1250, cam în această vreme ajung și ocupă această țară care divinitatea trebuie să mai zicăm cu ceva. Nu sunt izvoare prea numeroase care să justifice, să dea amănunte cu privire la aceste primi momente ale patriarhilor. Isaac, Iacob, în cazul nostru Avraam, începând cu Avraam și pe urmă Isaac, Iacob, nu sunt alte știri din ceea ce a scris oamenii Orientului Antic. S-a scris enorm de mult, s-a păstrat foarte puțin. Și despre aceste evenimente foarte importante nu avem confirmări, să spunem, bogate. Sunt aluzii, sunt date arheologice foarte bune care arată acest moment crucial din istoria poporului evreu. Ocuparea Țării Sfinte. Evident, trebuie să mai spunem că toată povestea cu venirea în Țara Sfântă, apoi plecarea în Egipt, exodul din Egipt, sunt lucruri reale.
dar le avem foarte, foarte slab documentate în alte surse, afară de cele biblice, care am zis că cel puțin partea cea mai importantă a Vechiului Testament este Tora. Cartea cea mai sfântă este relevată. Și în Tora se descrie acest fenomen istoric cu multe, foarte multe detalii și care trebuie să-l înțelegem. De fapt, Tora sau Pentateuhul, că a fost tradus în greacă și a primit numele cel înseamnă cinci cărți, care sunt cuprinse în Tora. Așa încât avem norocul să avem o istorie, o istorie coerentă, pentru prima dată în Orient. Nu înseamnă că egiptenii sau sumerienii, babilonienii n-au scris istorie. Dar n-au scris o una coerentă, cu un început, cu o desfășurare ritmică și sintetică a evenimentului. Au scris despre un rege, despre o bătălie, dar aici este marele merit a evreilor, că a dat prima dată o istorie coerentă a unui neam în legătură cu celelalte. Niciodată nu s-au izolat. Peste tot în Vechiul Testament există influențele evreilor cu celelalte neamuri de jur. Da, da. Eu zic acum chiar cuvântul domnului profesor Sorin Golda, legat de Abraham, e greu, care a ales să închină numai lui Jehova. Moise este patriarhul, să spunem, primul, venerat de toți cei care, cele trei mari religii, deci creștinismul, musulmanii și evreii, și are zile de sărbătoare în toate trei calendarele, să spunem, este de fapt primul contract. Eu spun că poporul evreu a avut două certificate de naștere. Primul legământ, cum a spus foarte corect domnul profesor, este cel în care Dumnezeu îl face cu Moise. Și cu Avram. Cu Avram, și apare prima direcție în care apare și Țara Sfântă, în care va trebui să trăiască până la urmă poporul lui Dumnezeu, adică poporul evreu. Este foarte, foarte greu, într-adevăr, este din ce am citit eu, ce am văzut, deci traseul explicat de domnul profesor se termină la Hebron. Da. Acolo Avraam va... E vorba de trib, până la urmă, dacă o luăm din punct de vedere istoric, ca societate de dezvoltare, tribul lui Avraam. Aici ar fi două tipuri de urme, care le-a spune eu, și care există în Vechiul Testament, care într-adevăr este prima carte în care apar informații legate, să spunem, de istorie veche. Pe lângă astea mai sunt informații referitoare la arii geografice. Deci râuri, munți, deci pe care le trec în deplasarea lor, să spunem, Avraam spre direcția dată de Dumnezeu. O parte au fost descoperite, o parte nu sunt
este și foarte complicat datorită densității în antichitate de populație pentru vremea aceea din acea zonă. Foarte multe popoare cu limbi diferite, nu? Cu scrieri diferite. Greu de... Dar o parte au fost recunoscute și de cercetători din domeniul, să spunem, geografiei, ca fiind și astăzi de actualitate. Este foarte complicat, discutam cu dumneavoastră și mai înainte, este o zonă în care de război efectiv, da, de-a lungul secolelor, astfel încât foarte greu arheologii, pasionații, să spunem, pot urmări și cauta. Adică, părerea mea că nu putem spune stop, asta e ceea ce știm din punct de vedere științific, istoric, și cu asta am terminat. Ideologii, nu, ar trebui să vorbim și de fixarea neamului în Canaan. Canaan, da. Așa se numea regiunea în acea vreme, locuită de canaiți, care erau vechi locuitori ai Palestinei, urmând pe urmă să fie cuceriți, dar mult mai târziu. Pentru că patriarhii, în evoluția lor, au avut diverse evoluții. Nu? Prima dată trebuie să spunem că chiar de la Avraam, nu? Fiul său, unul din fii, Ismail, unul din fii, cel care era, nu era cu, dintr-o căsătorie ilegală, a trebuit să părăsească locul și este părinte, da, exact, a islamicilor de astăzi. Da. Din cauza aceasta, islamicii de astăzi respectă foarte mult pe patriarhi. Ei chiar se roagă la peștera în care se spune că au fost îngropați patriarhi. Recunosc acest lucru. Deci este una din căile pe care Vechiul Testament, mai degrabă să zicem Tora, Pentateuhul, dă despre origine, dă asupra originii evreilor. Dar sunt și alte variante, nu? Cea, după să spunem, fiul lui Iacob ajunge în Egipt și acolo atrage pe toți frații săi, încă 11 frați, în Egipt, într-o înțelegere foarte, foarte amiabilă cu conducătorul, faraonul, cum faraonul apare, din acea vreme. Că relațiile mai târziu s-au stricat, aceasta e altceva, ajungem la un alt episod, și anume acela al exodului, cea de-a doua carte a Torei. Aici chiar vreau să vă invit să discutăm despre acest al doilea personaj important, despre Moise, pentru că ați făcut introducerea, da, și chiar cam aceeași greutate ca lui Avram o are în Vechiul Testament. Moise are un loc extrem de important și aici ne putem lega de un personaj real care a existat în istoria Egiptului, faraonul Ramses al II-lea, care ne ajută cumva să dovedim existența lui Moise în Biblie. Ei, aici, nu știu dacă sunteți iubitori de literatură, mă refer la telespectatori, există mai multe romane scrise despre tinerețea și viața lui Moise. Așa. Rolul său de educator al poporului. Și aici apare și teoria pruncului divin.
printre altele. Da. Una din ipoteze nedemonstrabilă deocamdată, nu există, lansată încă din secolul al XIX-lea de marele psihanalist Sigmund Freud, care dintr-o dată spune că Moise a deprins monoteismul de la o reformă religioasă făcută în Egipt în vremea unui faraon, Amenofis al IV-lea. Care a început ca să schimbe acolo. Da. Care a încercat o reformă religioasă radicală. Aici sunt numeroase documente. Și anume, zeul Soare este unicul zeu care dirigează societatea, natura și așa mai departe, totul. Ei, o reformă care a durat cam vreo două decenii. Pentru că Amenofis a dispărut, a murit. Așa. Ei, el a... Este această, să zicem, ipoteză, nu-i teorie, e ipoteză numai, pentru că și proliferată în numeroase scrieri contemporane. Aș recomanda un roman deosebit de frumos scris, cu talent, de un arheolog, așa era, Guy Rochet, francez, care scrie Nefertiti, regina Nilului, pentru că Amenofis avea pe, ca soție, pe soție principală, așa, pe frumoasa regină Nefertiti. Deci un personaj cunoscut mai pentru toate reclamele de cosmetice au da, figura lui Nefertiti. Ca parte istorică. Da, reală. Da. Dar numele ei egiptean era de fapt frumoasa care vine. Nefertiti este o un nume dat de greci, pentru că pentru noi a pronunța numele astea egiptene este foarte complicat așa. 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 Și aici este, dar acestei ipoteze i s-au opus atât evrei cât și creștini. Pentru că însemna ca Tora să-și piardă din faptul că este o scriere relevată de divinitate, cum cred evrei și cum cred și creștini. Creștini, da. Este o... Ei, aceasta, să spunem, acest lucru. Este, de fapt, o teorie, așa, să-i spunem, îndrăzneață, dar ne greu de dovedit. Pentru că acest faraon eretic, pentru egipteni, a devenit eretic după aceea. Da, i s-au distrus. Distrus. El a făcut o capitală, o capitală nouă, la Tel El Amarna. Distrusă, părăsită, da. Și așa mai departe. Și se revine, evident, la vechea credință. Și cine face acest lucru? Un alt personaj foarte cunoscut, toată lumea știe despre Tutankhamon. Acest tânăr care a domnit foarte puțin, a avut rolul acesta de a renunța la, la zeul Aton, așa, și se revine la vechiul. Și e foarte cunoscut pentru că a fost foarte repede uitat. Și mormântul lui nu a fost jefuit. Aveam un singur mormânt de faraon nejefuit. Așa. Deci cu această, acest lucru ar trebui să-l vedem, pentru că în... Asta este dovedit într-un anumit sens istoric. Da, există inscripții, deci, numeroase, există documente. Da. Există. Pentru, și pentru Amenofis al IV-lea, și pentru Tutankhamon, și pentru regina Nefertiti, cum e. Așa,
Deci, aceste personaje sunt foarte bine redate în scrise de egipteni. Deci, ele nu pot fi... Există dovezi, da, clare. Însă, despre personajul care profită de ideea monoteismului, să zicem, nu avem nicio dovadă. Moise este altceva. Există într-o singură scris cuvântul Moise într-un lăcaș din asta, am înțeles, la muzeul vechi din Cairo, în care există cuvântul Moise. Asta e singura dovadă că acel cuvânt exista. Da. Cam în perioada aia, dar nu, da. Nu, da, nu există o continuitate a ceea ce devine Moise. Da. Și evident mai este... Prietenia lui cu Ramses al doilea? Nu putem ști că a fost prieten. De unde? E o supoziție. Există într-un psalm Ramses, dar nu știm care. Că 11 da, au fost. Da, și Ramses cel mare. Foarte se mult. Spunea lui Ramses al doilea, dar vorba noastră, nu se știe, nu știe care, care. De-a lungul istoriei Egiptului, cu moartea primului născut, și asta există mai multe perioade în care... Ramses I a fost bunicul lui Ramses al II, da, după cum Set I a fost tatăl lui, da, Ramses, da, al II. Da, și da, dacă vorba domnului profesor scrie doar Ramses, nu se știe care, da, din ei a fost. Și în orice caz, Ramses al II-lea n-a murit în vâltoare, în ceaia roșie. Pentru că îi se cunoaște mormânt, îi se cunoaște mumia. I s-a descoperit mumia. În schimb, al lui Amenofis nu s-a găsit. Mormântul a fost gol. Și a făcut că faraonii, cum începeau domnia și construiau un mormânt, al lui gol, nepopular. Un alt lucru extrem de interesant și de important din timpul lui Moise este chivotul legii. A existat sau nu a existat? Sunt acerbe discuții despre chivotul legământului. Sau înainte de a ajunge acolo, ceea ce am mai citit și chiar am și văzut, măcar din filme, cărți, lumea știe că faraonul nu a vrut să dea drumul evreilor din Egipt. Moise i-a spus că Dumnezeu îl va pedepsi și într-adevăr îi va trimite niște semne ce îl va face. Au fost cele 10 plăci. Ce am văzut în ultima perioadă, începând de pe 1960, într-adevăr, cele 10 plăci pot fi dovedite științific. Deci, nu că au fost într-o anumită perioadă istorică, dar unele din ele chiar în perioada lui Ramses al II-lea. Acea invazie de lăcuste care a dus la foamete, Nilul Roșu datorită unor alge care au venit și a unor pești care există și acum. Deci nu sunt la fel o eclipsă de soare care duce întunericul și de asta. Sunt lucruri care au existat științific într-o anumită perioadă din vechime în Egipt și pot fi, să spunem, documentate. Mai poate fi documentat și un lucru care s-a încercat, se încearcă, dar revin la faptul că zona este instabilă politic-militar, e traversarea în sine a Mării Roșii. E vorba de numărul... Acel eveniment cu totul unic. Ei, există, s-au făcut, de exemplu, modele, deci marea, efectiv, are într-o anumită zonă o rampleu, să spunem, în care apa deasupra rămâne cam la 3 metri. Spre deosebire de zonele
laterale, unde este în jur de 30 de metri. Sunt perioade din an, cei care au fost poate prin Israel, știu acele hapsii, deci niște vânturi caracteristice și care bat, fiind zona tropicilor, pe o anumită direcție. În momentul când vântul bate, apa trece efectiv răsândea în rampleu acela un culoar. Interesant. Astfel. Culoarul, din ce am văzut eu, e o mare încredere întotdeauna în internet, nu am, dar acolo scria o chestie că Napoleon era aprins o perioadă din asta, a trecut călare și era cât pe ce să prindă sfârșitul absiilor, să fie omorât, abia a fost salvat. Deci, există această posibilitate de trecere într-o anumită perioadă din an. Și probabil foarte scurt. Da, e, de obicei în jur de o zi, o zi jumate. Au calculat oamenii care se ocupă de Vechiul Testament că numărul celor care puteau trece în acest interval de o zi, pe acei 8 km, parcă cât are lățime Marea Roșie, nu putea fi ceea ce spune în Biblie, vreo 2 milioane și ceva, ci vreo câtva zeci de mii de oameni. Deci ar exista, să spunem, o dovadă și în ziua de azi apare acest fenomen, acest rampleu, se poate vedea, referitor la trecere. Într-adevăr, eu, domnul Pascal, am mai discutat, eu spun, este al doilea certificat de naștere a poporului evreu, și anume faptul că Dumnezeu i-a dat lui Moise celebrele pietre cu cele 10 porunci. Da. Care este relicva, să spunem, istorică, numărul 1 a omenirii, dacă într-adevăr se vor descoperi. Tocmai asta, se păstrau în chivotul legii cele 10 porunci, tablele de lut cu cele 10 porunci, celebrele toiagul tale, lui Aaron, și iar acele și pietre sculptate de mană de care a ajutat pe evrei să trăiască cele 40 de zile de, din mana. Da, e vorba și de chivotul, adică de, da, de acest lada sfântă în care au fost construite după indicațiile lui Dumnezeu. Da. Există o mare dispută pe tema chivotului. Până în Africa. Până și cavalerii templieri au căutat. Cavalerii templieri. A existat, asta este sigur. Pentru că sunt descrieri, nu? Sunt descrieri care concordă una cu alta. Deci înseamnă că respectiva piese a fost văzută de mai mulți. Și descrierile lor. Ceea ce nu se știe, cum a dispărut. Da. Aici eu este o mare, este chiar un mister. Că ea a dispărut odată cu cucerirea Ierusalimului de către Nabucodonosor, că a fost înainte ceva. De în orice caz, când se construiește al doilea templu, chivotul legii nu mai exista. Nu mai era. Cum a dispărut? Unde? Nu? Da, este nu. Clasica este poveste, da, este un cu regina Etiopiei și că ar fi acolo. Da. Haideți să vă spun o altă dovadă a unui lucru care pare de multe ori și care e trecut în Biblie. Dumnezeu totdeauna a vorbit printr-o foc, să spunem, ce răsărea și cu Moise dintr-un arbore care nu ardea. Ei, există acel arbore care nu arde, este are o denumire, se numește fraxinela, emană un ulei foarte volatil. Datorită temperaturilor de peste 40 de grade în deșert, poate încinge. Arde foarte rapid
fără ca planta să ardă. Facă scrum, da. Deci așa rămâne doar flacăra în acel ulei volatil. Adică este foarte greu de a discerne între poveste și realitate. Se întrepătrund foarte bine cei care au scris, să spunem, de-a lungul secolelor, cum spunea domnul profesor, Vechiul Testament. Trebuie să nu uităm un lucru. Am sărit de un lucru. Iosef, care ajunge în Egipt și își cheamă frații, da, dintr-o dată 12. Ei, strămoșii celor 12 triburi evreiești. Deci, trebuie să vedem societatea aceasta iudaică timpurie, formată din 12 triburi și unite printr-un cult comun și chivotul legii pe care l-au purtat permanent cei 40 de ani de rătăcire în pustiu cu ei. Era elementul de legătură, de triburi, de unire. Leviții aveau, tribul leviților avea această sarcină. E, și aici ajungem la venirea din pustiu. Pentru că și aici Biblia dă o astfel de variantă. Evreii vin din pustiu și ocupă țara Canaanului, sub conducerea lui Iosua. Lui Moise nu îi se permite să intre. El moare. Iosua era comandantul militar, să spunem, a evreilor sub Moise. Da. El intră, cucerind prima dată Ierihonul, primul oraș cananit pe care îl cucerește. Am mai uitat un lucru. După care intrăm în ultimele două personaje, că... Ce se întâmplă? Moise are un rol deosebit. El, trecând Marea Roșie cu poporul, el se urcă pe muntele Sinai, unde primește legile. Cele decalogul. Ce spun eu, decalogul, cel care certifică cu adevărat nașterea. Aici este încă al doilea legământ cu divinitatea. Și cel considerat la ora actuală cel definitiv pentru poporul evreu. Da. Este unificatorul de fapt și cel care aduce Tora dictată de Dumnezeu până la urmă în prima ei parte. Da. Important este decalogul. Decalogul, de fapt, primele patru porunci, așa s-a tradus în românește. Da. Nu știu dacă și în... Așa este, da. Porunci. Deci, este de natură religioasă. Să n-ai altă divinitate, să nu te închin la altă divinitate, deci monoteism. Clar, sigur, să nu-ți faci chip cioplit, să sărbătorești sabatul, așa ea, și stai, a patra, să-ți respecti părinții. Să-ți respecti părinții. Restul sunt cele, să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Așa o tradus a noștri Biblia. Folosind un arhaism. Ce înseamnă în deșert? Adică să-l în batjocură. Și ai noștri au tradus în deșert. Și au rămas. Deșert e și simbolistica celor 40 de ani. Deci, ca timp așa, deci de aici vine batjocură. Adică să nu te intri în timp. Da. Așa. Și restul celelalte sunt morale. Da. Cineva a scris. Celelalte sunt de interdicții. Da. Sunt toate, sunt cu lo. Așa. Adică echivalent nu în traducere, să spunem. Da. Însă cineva a scris un lucru foarte interesant. Dacă s-ar respecta în lumea de astăzi decalogul, n-am mai avea
nici războaie, nici alte lucruri rele. Dar oamenii sunt supuși păcatului. De asta poate și rămâne Biblia și Vechiul Testament ca o carte de referință. Tocmai că e un fel de țel spre care ar trebui să ajungă. Țel sublim, ideal, cum da, îmi spune. Un ideal pe care, da, dar mai avem circa 15 minute și trebuie să consumăm încă două personaje extrem de importante. Este vorba de regele David și de fiul său, regele, viitorul rege Solomon, da, care punctează la fel de bine istoria din Vechiul Testament. Ei, aici, din fericire, sunt și izvoare externe despre David și despre Solomon. După ocuparea Țării Sfinte, evident, au fost numeroase conflicte militare. Nu s-au făcut, ocuparea nu s-a făcut pașnic, primiți chiar așa. Au existat și în special cu un popor venit tot atunci în filistieni. Filistieni. Care nu erau semiți, erau de altă natură. Și lupte permanente. Poporul atunci era condus de așa numiți judecători. Conducători temporari. Și atunci poporul a cerut un rege. Și acel rege, prim rege, a fost Saul. Ei, după el... Militar foarte... Da, foarte bun. Recunoscut, deci, ca așa, în special. După el urmează David, care nu-i fiul lui Saul. Nu e legătură de rudenie. David era la un moment dat comandantul unor oști în cadrul. Da. Și David este regele prin excelență. A rămas, din câte știu eu, epoca lui David ca epoca de glorie a Israelului antic. Cea mai fericită epocă, pentru că Israelul își mărește și granițele, să zicem, tăria. David cucerește Ierusalimul și aduce chivotul legii pe muntele Sion. Ei, și a intenționat să construiască templu, dar nu i-a mai dat Dumnezeu viață. Și atunci fiul său, Solomon, poveștile sunt foarte interesante, fiul său Solomon este cel care s-a remarcat și el printr-o conducere înțeleaptă a poporului și a construit templu. Unicul templu, pentru că nu s-au construit altele. Și este celebru templu al lui Solomon, care, a cărui ruine sunt și astăzi. Dar numai temelie. Ei, aici e un avantaj amatare, unde, într-adevăr, vedem o tehnică deosebită, blocuri foarte mari de piatră. I s-a zis acum și o glumă, că a fost înțelept. Eu nu cred. A avut 1000 de neveste. Păi, cum Dumnezeu? Oficiale. Oficiale. Deci, dacă o luăm chiar de la David, și din punct de vedere istoric, e și acolo. Deci, practic, cele 12 triburi s-au împărțit în două. Triburile de nord, care își poartă numele de Israel, da, și triburile din sud, două numai, așa, leviții și venianim. În nord de celelalte 10. Dar după Solomon s-a împărțit. În 922. David a fost un foarte bun conducător, să spunem, politic și apoi militar. Chiar însăși fapta aia lui celebră,
cu praștia și așa. Vreau să întreb, este o legendă frumoasă, totuși, David și Goliat, sau a rămas istorie perpetuată de Michelangelo printr-o celebră sculptură, dar se pare că nu super adevărat. Din câte am văzut eu, începe să apară perioada în care sunt documente de acum istorice scrise. Multe. Astfel încât este încadrată istoric. David a condus între 1070-970, deci un număr destul de mare de ani. A fost primul rege și a deschis așa. Solomon, din păcate, este ultimul a statului unitar. Da. În 922, după moartea lui Solomon, au început din nou ruptura între triburi. Și, cum a zis domnul profesor, în nord 10 triburi, formează Israelul, așa, cu capitala la Samaria, Nablus, parcă zice asta. Am fost eu. Așa. Și în sud, două triburi, Veneanim și Leviții, cu capitala la, rămân cu capitala religioasă la Ierusalim. Este regatul Iuda. De acum, istoria foarte interesantă. Sunt cărțile cronicilor care abundă în date despre regii din nord sau din sud, despre luptele dintre ei și mai cu seamă, aici apar prorocii. Mai e cu seamă în nord, că regii din nord fac concesii cultelor idolatri. Așa se le numim în general. Ceea ce era o mare deviație de la credință. Și atunci prorocii apar. Nu mai zic Ieremia, Isaia, mari proroci. Apare o literatură care nu e cunoscută în Orient, cea a prorocirilor, cu valenții și estetice, dar și cu date istorice foarte bune. Aceasta a fost, cum să zic, evoluția. Și de acum urmează și perioade mai triste. Începe ocupația greacă. Prima și cea mai periculoasă a fost asirienii. Asirienii în 722 cuceresc Samaria. Da. Și ce fac? Asirienii au practicat o politică care s-a repetat în secolul 20, și anume deportările în masă. Și evreii din nord, împrăștirea populației locale. Au fost, cum să zic, luați în Asiria, în prizonierat. Nu mult după aceea, peste 100 și ceva de ani, în 586, și Ierusalimul, capitala regatului Iuda, este cucerit din babiloneni. Babilon, care așa, dărâmarea primului templu. Și atunci se dărâmă primul templu. Este o perioadă neagră, perioada exilului. Evreii sunt transportați în Mesopotamia, în, fie la Ninive, fie la, în Babilon. Și aici este foarte interesant. Poporul evreu nu s-a dispersat. A dispărut statul, dar a rămas poporul cu credința lui. La aceasta contribuind foarte mult o serie de proroci ca Ezechiel, Daniel, care a îndrumat poporul să nu-și părăsească credința. Urmând un moment fericit, 538, Cirus cel Mare cucerește Babilonul și are înțelepciunea să permite evreilor întoarcerea în țara lor. Urmând ca în ani să-și refacă templul, cel de-al doilea templu, să-și reconstruiască templul. Este un moment deosebit.
cu Nemeia și alții care au, cum să zic, au contribuit la această renaștere spirituală. Este fantastic, da, am reușit. Deci, am văzut zidul, să spunem, de asta, dar am avut norocul să intru și pe zona de adâncime. În zona aceea sunt săpături arheologice pe 5 nivele. Fiecare din aceste nivele duce cam până la perioada chiar dinainte de David. Sunt foarte multe lucruri documentate, adică stratificarea asta, domnul profesor știe poate mai bine decât mine, ele sunt făcute pe epoci de obicei. Adică după modul de dezvoltare a orașelor respective, ele se adaugă ca strat peste strat, să spunem. Și păstrează foarte multe dovezi, atât deci din perioada lui Solomon, al lui David și multe jos. Deci Ierusalimul, sau mai bine zis zona respectivă, e o zonă locuită foarte veche. Da. Cu mult, cu mult înainte, mult de, înainte. De și David. Și alegerea templului și a acestui zid care înconjura nu a fost făcută, cum să spun eu, pe un gol. Deci a fost făcută de către Solomon într-o anumită zonă și într-un anumit fel. Deci pe o zonă locuită, deci istoric documentată cu sute, cu mii de ani, cu chiar mii de ani în zona aceea a existat. Este adevărat că toată lumea spune că cavalerii templieri ar fi găsit, ar fi adus. Aici iar legende, iar intrăm în legendelor și renascentism, așa. Ca și în celebrare, apar legendele. Împărăteasa etiopeană, se spune că și acum ar fi o mănăstire pe o insulă unde ar exista chivotul. N-are voie nimeni, da, chivotul legii. Da. Oricum, iar rămâne un artefact extrem de prețios ca lancia lui Longinus sau pocalul sfânt sau gralul. La un moment dat ceva s-a întâmplat, de exemplu, eu până unde m-a dus, am avut voie să zic să intru, la un moment dat s-au întrerupt săpăturile la un anumit nivel. De ce, cum, așa, deci sunt foarte multe tuneluri în zona, efectiv, la un moment dat s-au întrerupt. E vorba, să știți că și în domeniul istoric, ca și în alte domenii, e vorba de bani până la urmă. Cercetarea arheologică, cercetarea istorică nu se face numai în bibliotecă. Da. Profesor știe mai bine. Ce vreau să zic, în Israel există un adevărat cult al antichităților. Asta da. Militarii, în concentrarea lor, fac ore de arheologie ca să prețuiască monumentele deci, istorice. Pentru să a nu distruge, în primul rând. Da. Este un fapt deosebit, care trebuie remarcat. Nicăieri în lume nu este așa. Așa. Aici e foarte interesant. Dar vedeți, ar trebui să zic un lucru despre toată istoria aceasta milenară. Faptul că evreii sunt singurul popor antic care s-a păstrat până în zilele noastre. Poate aici al doilea sunt greci. Restul toți au dispărut. Oare ce le-a dat rezistența aceasta? Tocmai credința. Credința în acest Dumnezeu. Acest lucru. Au o slăbiciune născută politic. Să zicem, până la 1948. Nu? N-au avut stat decât un secol.
unitar. Saul, David, Solomon. Atât. Restul, pe urmă, au existat două state și chiar rivale în unele momente. O slăbiciune politică. Însă, o rezistență fantastică în timp. În timp, da. N-a contat statul. Pentru mulți, multe popoare, desfacerea statului a însemnat prăbușirea neamului. La dânșii nu. Poporul, dacă trăiește poporul, prin credință, se duce mai departe în vreme. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, domnul venerabil profesor Mircea Ignaț, dumneavoastră, domnul profesor Solimbola. Da. Ar fi foarte frumos ca domnul profesor să ne relateze vizita sa în Țara Sfântă. Pentru că trebuie să spunem că este un lucru admirabil. Să-l vezi, să-l cunoști. Da, și adică, cum să vă spun eu, frumos acolo să încerci să vezi istoria pe care o știi. Dacă vrei să vizitezi magazine, mai știu eu ce... Asta a intrat în altă sferă comercială. Dar partea asta este o frumusețe și poate e o bogăție de cultură pe care altfel nu prea ai cum să o faci. Că până la urmă, după mine, istoria înseamnă cultură. Da. Asta e. Mulțumesc din suflet încă o dată și vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumim. Mulțumesc și noastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim lunea viitoare la aceeași oră, la o nouă ediție emisiune, ediție finală. Și nu uitați, căutați adevărul din spatele istoriei. La revedere și numai bine!